Donald Trump, magnat imobiliar, fostă vedetă de reality show, reușește să câștige până la capăt această cursă și să devină președintele în exercițiu al Statelor Unite ale Americii. E cel care crede în ideea de a te transforma într-un brand și de a-l promova. Un om poate cu derapaje, dacă ne uităm la discursul și la mesajele de pe Twitter, dar cu siguranță un om care va marca istoria Statelor Unite ale Americii și istoria noastră, cumva, la nivel global, pentru că nu mai putem trăi decât așa. Vă rog, domnul Fotaș, mai vedem un Popescu. Sper să, din toată inima, să o marcheze în bine. Pentru că știm din istorie că oamenii își pun uneori amprenta asupra istoriei pozitiv și alteori au amprenta negativă asupra istoriei. Însă aș vrea să spun un lucru. De ce depune președintele american jurământul? Pentru că, până la urmă, semnificația acestui gest trebuie înțeleasă. Părinții fondatori ai Statelor Unite, în speță George Washington și colaboratorii săi, tocmai că președintele american are atâta putere, au avut această temă de rezolvat. Cum facem să garantăm? Discursul lui Donald Trump chiar acum.